Precum în fiecare an, evenimentele pe care organizatorii le-au avut în vedere vor deschide inimile nu doar publicului din Novi Sad, ci și a multor vizitatori din țară și străinătate, oferând câte ceva fiecăruia dintre ei, de la prezentarea premiului Laza Kostić pentru cea mai bună lucrare literară, până la diverse promoții de carte. Va fi prezentat Templul Culturii Teatrului Național Sârb, precum și bogata cultură rusă și slavă. Numărul de 175 de expozanți în creștere cu 15% față de anul precedent vorbește de la sine. Este o mare plăcere că acest târg îl va găzdui pe scriitorul britanic-american Tracy Chevalier. De această dată, Târgul Educației va reuni 80 de instituții care vor prezenta peste 500 de profiluri educaționale, inclusiv oferte de la licee și instituții academice din Italia, Slovacia, Franța, Rusia, Canada, Slovenia și Croația. Principalul eveniment de astăzi a fost proclamarea câștigătorului premiului Laza Kostić. Deci, laureatul din acest an este Miloš Latinović, premiat pentru romanul Etapele nopții, publicat de Vulcan Publishing. În plus, târgul de la Novi Sad acordă și premiul Sava Šumanović pentru realizări excepționale în arte plastice în cadrul expoziției Art Expo. Porțile târgului, care va dura până la 9 martie, sunt deschise între orele 10 și 19.